Bine v-am regăsit la Cetatea Sărbătorilor. Astăzi este data de duminică seara. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi. Fiți binecuvântați. Sunteți binecuvântați și veți fi binecuvântați. Pentru că sunteți fii de Dumnezeu, născuți din El, aveți sămânță de Dumnezeu în voi. Sunteți născuți din Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Sămânța care este în voi nu poate putrezi, nu poate fi distrusă, nu poate fi anihilată, nu poate fi biruită. Pentru că sunteți fii. Amin. Și absolut toți noi. Și vorbim din cine suntem. Realitate. Astăzi vom vorbi, printre altele, despre cum Iisus a venit și a distrus frica, virgulă, care este arma celui rău. Zice că toată lumea a fost închisă în toată treaba asta cu frica morții. A pus diavolul stăpânire pe lume cu frica morții și ține cu frica morții. Cea mai teribilă frică este frica, o să mor. Ți-e frică de nu știu ce, de nu știu ce, dar de fapt, ultima și cea mai gravă e că mori. Aia ți-e frică. Nu a noastră. Nu are ce căuta frica la noi. În dragoste nu este frică. Pentru că dragostea adevărată izgonește frica. Nu ne-a dat un duh de frică Tatăl, ci un duh de înfiere care spune Ava, adică Tată, biruiește absolut orice tentativă a celui rău de a ne speria, de a ne face să avem frică. Suntem născuți din El, noi nu avem pic de frică. Diavolul nu dă decât ce are el. Eu nu pot să vă dau $1,000,000 chiar acum, chiar că nu i-am. Prin credință am milioane, dar fizic încă nu i-am. Nu pot să vă dau, dar pot să vă dau ce am. Diavolul nu poate să-ți dea pace, bucurie și nimic altceva. Ce îți dă? Frică. De ce? E plin de frică. Aia e tot ce are. Oamenii nu știu că de multe ori, de fiecare dată când simt frică, de fapt, e frica celui rău care o simt ei. Nici măcar nu e frica lor. Nu-i frica ta. Tu nu ai frică. Tu ești născută din Tatăl. Tu nu ai frică. Voi nu aveți frică. De nimic. Dar mai ales de diavol, care e ultimul ratat din univers. N-are nicio șansă. El e sortit pierzării. Nu are nici o umbră de șansă de ceva. Nici cea mai mică umbră. El știe clar că are limită și de aia așa disperat, de aia așa pus pe fugă, de aia tot stres. Nu. El. Noi avem tot timpul din univers. Timpul a fost creat de Tatăl nostru. Doar pentru un timp. Timpul făcut. Noi nu avem. Noi trăim etern. Noi suntem veșnici. Din veșnicie în veșnicie. Suntem în El. Am fost în El dinainte de întemeierea lumii. Ne cunoaște. Suntem în El. Acum suntem puțin priși în timp cu partea asta fizică doar. Dar noi nu suntem în timp deloc. Diavolul e prins în timp. N-are nicio șansă. De-aia e disperat că știe că... Bun. Ce o să facem acum? Mergem într-un timp de laudă și închinare și lăudăm pe Domnul și ne închinăm din ce suntem noi, născuți din El, a fi una cu El. După care revenim cu multe mărturii frumoase, după care Vali va avea un scurt mesaj. Amin. Glorie, aleluia, slava lui.
ne dă victorie. Victoria este în tine, acum. Este în numele Lui. Declară numele Lui Iisus, care îți dă victorie. Slavă Lui! Amin! Noi nu ne îndoim, noi credem. Amin! Aleluia! O să încep eu cu mărturisirii. Și țin minte când eram mai mic. Când eram de 12 ani, deci acum 6 luni. Când eram mic, cred că aveam vreo 13 ani. De fapt, în mine se clădise, tot aveam tot felul de coșmaruri de când eram mai mic și tot visam că cineva urcă pe scări, stăteam la etajul 4, la un bloc în Sibiu, cineva urcă după mine pe scări și fuge după mine și ajungeam la ușă și ajungeam eu primul și încercam să... Și nu aveam putere nici să intru în casă să încui ușa, îmi slăbeau toate de frica aia, mă cădeam jos. Am avut visul ăla de multe ori. Și, mi-era frică de întuneric, așa, știam că mi-e frică de întuneric și de... unde eram singur și... Dar când am avut vreo 13 sau 14 ani, de frica asta a ajuns teribilă. Deci nu puteam să urc scările până la etajul 4. Urcam pe perete așa. Numai ca să nu fie nimeni nici în spate, nici în față. Urcam pe perete dacă nu se aprindea becul. România, țara mea, vreau să văd America. Când mergea la parter, s-a prins becul, de cele mai multe ori nu se aprindea becul pe scară. Fugeam ca racheta până sus. Deci urcam câte 5 trepte odată. Le săream, zburam până sus și imediat abia nimeream acolo să intru în casă. Deci o frică de aia teribilă. Când se aprindea becul, mergeam pe perete, ziceam așa, mergeam.
numai să nu fie pe toate marginile la super interesant. Mi-era frică să stau în casă, știu că odată am fost la bunici și a trebuit să vin singur acasă, să mă duc în tabără cu cei de la biserică. Nu am putut să dorm noaptea aia, că eram singur în casă, m-am pus în camera de mijloc, am aprins toate becurile din casă, am pornit muzica să fie un pic pornită și am stat într-un colț, exact în colț, să văd toată camera, cum auzeam ceva imediat. Deci zic, noaptea n-am putut dormi, o frică de aia teribilă. Nu mai zic nopțile, când dormeam nopțile, dacă eram... Și mai suntem 7 frați și ești cel mai mare din 7. Și aveam 2 paturi suprapuse și stăteam jos tot timpul și dacă nu adormeam înainte la toți frații mei, nu mai puteam să adorm aproape toată noaptea. Simțeam cum se trage pătura de pe mine, se deschideau și le la dulap, auzeam exact sunetul lor. Și vedeam chestii care se plimbau pe acolo. Deci eram într-o frică teribilă. Eram în sistemul ăsta de religios și așa mai departe, nu contează la ce biserică am mers, că s-ar putea să știe cineva că am fost la Penti, dar în perioada aia, Domnul a lucrat interesant. Am avut o lucrare printr-un frate și eram așa de speriat când am intrat în casă, fratele s-a uitat așa la mine și am zis, ce știu ce va vedea și el. M-am pus prin scaun și eu vorbi cu cineva și pe ea vorbește cu mine. Și mi-a zis că, de ce te sperii pentru ceea ce întâmpini sau întâlnești sub călcâi. Deci în momentul ăla am înțeles că diavolul e de fapt sub călcâiul meu și eu mă sperio ca disperatul. Zic că mi s-o lua frica cu mâna. Zic că așa clic o făcut în mine, așa am înțeles atunci că diavolul gunoiul ăla de șoarece mic care țipă cu portavocea și eu mă sperio când el e sub călcâi. Că am înțeles, mi-a adus imediat aminte de versetul care spune așa: sămânța femeii îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Și am zis, el e sub călcâi și eu mă sperim. Pentru nu știu ce motiv am înțeles că Iisus era în mine și era și sub călcâiul meu, numai sub călcâiul lui. Nu știu cum am înțeles treaba aia când aveam 14 ani, sincer, sau 16 ani atunci. Eram către 16 ani. Dar zic, de atunci nici nu mai aprindeam becurile. Intram liniștit pentru întuneric, făceam treburile pentru întuneric, dacă era neapărat, aprindeam becul. Nu mi s-o lua frica cu mână. Stăteam în locuri închise, n-aveam niciun stres. Niciun stres. Încă și urcam lejer pe întuneric, nu mai eram să nu dau cu capul de ceva, dar nu ca înainte. Deci s-o luat cu mână frica aia. Și vreau să vă încurajez, nu aveți frică de nimic. El ne-a dat putere să călcăm peste lei și peste năpârci și peste toată puterea celui rău. Și toată puterea celui rău e tot ce îți poți imagina că se poate pune împreună. Tot iadul, toate vrăjitorile care ai auzit tu, că nu știu ce-o făcut la nu știu care și-o pus blesteme, toate le-a împreună împotriva ta, nici o șansă n-au. Pentru că tu și viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și cine locuiește în tine, ai putere peste absolut toate lucrurile, pentru că El trăiește și viața Lui care trăiește în tine. Nu este nicio frică și nimic nu vă va putea vătăma. Adevărul ăla, cuvântul lui e adevărat, punct. Nimic nu te poate atinge. Iisus știe clar că din unghiul lui de vedere, nimic nu poate să-ți facă rău. Când diavolul lovește pe undeva, o fi găsit vreo portiță deschisă. Am închis-o și am rupt capul. N-are ce căuta acolo. Vă rog. Pentru că am câteva minute, pot să spun și eu ceva despre frică, mă aduc aminte. M-a trimis mămica mea cu cina, m-a pus-o în buzunar și te duci la Bethausen, la treia comună. Dar când soarele este asfințit, e trecut peste casă, tu să fii înapoi. Eu m-am dus tot cu frică. Am fugit într-o fugă până acolo și într-o fugă am fost înapoi. Atunci am stat în pat, seara ne-am culcat și am văzut că se mișcă papucii lângă pat. Wow, ce se întâmplă? Se mișcă soba, merge pe horn. Mami, ce se întâmplă? Zice, n-ai nicio frică că Dumnezeu este cu noi, ne păzește. Și după aia zice, uite cum au trecut 3 rațe peste noi. Duhurile de frică căuta să pună stăpânire pe inimă, să ne oprească inima, să ne temem, să ne speriem.
Dar mămica a avut Duhul lui Dumnezeu și a zis, nu avem nicio teamă, că Dumnezeu ne păzește. Glorie Lui. Nu trebuie să avem frică de diavol, că Dumnezeu l-a biruit în Golgota, prin sângele Lui. Glorie Lui. Crăciun fericit. Încep cu o colindă. No. Cred că colinda cea mai minunată care putem să avem e primul lucru care mie îmi vine în mintea mea când vine Crăciunul. Vale, nu știu, spune dacă e corect. Cred că i-s-o spus, nu te teme că îți aduc o veste bună. Deci vreau să vă aduc nimic nou, numai vestea bună, că El e acela care este în noi, s-a născut în Betleemul din Iudea să vie să locuiască ca și noi pe pământul acesta. Și vă spun, nu vă temeți de nimic, pentru că El este viu. El nu este viu numai într-o undeva departe viu acolo, este viu în noi, este viu în mijlocul nostru și îi mulțumim. Vreau să vă dau, aș putea să stau o oră să vă spun de câte ori Domnul m-a ajutat să birui frica. Când am trecut frontiera sau când am avut urs în pădure, o trebuie să ne rugăm să meargă de la noi. Sau... Dar vă spun ceva mai recent. Alaltă seară m-am dus la culcare, am fost un pic mai înfundat cu vremea și dimineața i-am spus la Ligia, zic, azi noapte am avut un vis. Se făcea că în vis eram luat de mai mulți bărbați. Toți erau îmbrăcați în alb și vreau să mă pun într-un loc, ca într-un pat. Și m-am trezit din visul ăsta și am fost un pic tulburat. Și dimineața am zis la Ligia, chiar când am băut cafeaua, și o zis că m-a încurajat. Nu cred că a fost solul morții. Zice, nu că venea un negru dacă era solul morții. Deci a fost un punct foarte bun. Aseară, iar m-am... A fost plouat, ieri a plouat foarte... greu și am fost și pe afară, aseară iar m-am dus un pic în pat mai obosit mai... și am adormit. La ora 4 și 20 am fost trezit iară de un vis și în visul acesta au fost de fapt cineva care murise din... A fost un vis, mi-a adus în minte, mi-a adus aminte că a murit persoana aia și atunci am zis, cu ce pot să înving un pic gândurile astea care au venit? Că a fost un vis cu o persoană care murise nu de mult și mi-aduc aminte că am fost la dinner cu Mario și cu Cristina și Cristina a zis un lucru foarte interesant. Zice, ar trebui să vedem cuvântul lui Dumnezeu că lucrează și că e... Și m-a încurajat foarte mult chiar la masă. Zice, cred că trebuie să fim mai tare ca cuvântul lui Dumnezeu să-L exersăm și să lucreze viu. Și atunci am luat Scriptura... telefonul, de fapt, că e chiar pe nightstand, și am deschis, nu știu cum a rămas deschis într-un loc în Scriptură, vreau să vă citesc 4 versete, și am zis, măi, interesant cum Domnul lucrează, numai trebuie să luăm bine seama, El e cu noi la dinner, e cu noi cu prietenii, chiar dacă mergem, și interesant că versetele mi s-au dus în inimă și am zis, extraordinar ce mare Dumnezeu avem. Țefania, capitolul 3, de la versetul 14. Și am citit la ora 4:21 azi dimineață. Strigă de bucurie fiica Sionului. Strigă tare. Aleluia! Strigăm. Izraele, veselește-te și bucură-te din toată inima, fiică a Ierusalimului. Domnul a îndepărtat judecata de la tine. Aleluia! El a izgonit pe dușmanul tău. Domnul împăratul lui Israel este în mijlocul tău. Nu te vei teme vreodată, nu te vei mai teme vreodată de vreun rău. Aleluia! În ziua aceea se va face, zice Ierusalimului, nu te teme, Sioane, să nu-ți slăbească mâinile. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate izbăvi. El se va bucura de tine nespus. Te va liniști cu dragostea lui.
și va striga de veselie din pricina ta. Aleluia! Vă puteți da seama, El să strige de veselie pentru noi? V-ați gândit la treaba asta? Să strige Domnul de veselie pentru noi. Aleluia! Îi voi aduna, dar nu mai citesc. Lasă aici, puteți să citiți toată Țefania 3, dar astea au fost cuvintele care Domnul mi le-a dat azi noapte și a zis: o, viu și lucrător e cuvântul tău, Doamne, nu mă voi teme niciodată, pentru că El e în mine viu glorie Lui. Acum un an, doi, ne-am trezit într-o noapte de un telefon groaznic. Am primit o veste foarte rea și, ca de obicei, m-am speriat, m-am îngrijorat și la un moment dat, cred că încă ședeam în pat, am plecat să rezolve problema și am simțit că nu mai mișc, nu mai pot să mișc, nu mai puteam să vorbesc, nu puteam să fac nimic. Și vroiam să mă rog ca Domnul să îmi dea izbândă în situația în care eram. Dar nu puteam să deschid gura, nu puteam să mă rog. Și atunci deja frica era și mai ceva, se ridicase în gât și mă simțeam pur și simplu paralizată, n-am mai experimentat asta până atunci. Așa, și atunci singurul gând și singurul lucru care mai știam ce pot să fac, care venise de fapt de la Domnul, a fost să zic: sângele tău este îndeajuns. Dar de fapt nu spuneam, doar mă gândeam. Doar mintea și Duhul din mine, Duhul Sfânt, îmi spunea că sângele Domnului este de ajuns. Și atunci, bineînțeles, probabil în secunde, am simțit cum toată presiunea de la cap, în tot corpul, cobora încet, încet și totul a fost ok. Deci, egal situația în care suntem, Dumnezeu este cu noi și sângele Lui este de ajuns. Amin. Am avut mai multe frici, dar una care îmi vine acum în minte, după ce ne-am căsătorit, eu și Mario, aveam o îngrijorare cu privire la părinții mei. Că vor păți ceva, cum acum suntem departe de ei și că voi primi un telefon și ceva se va întâmpla cu părinții mei și voi fi foarte tristă și că căsnicia noastră va fi afectată, că nu trebuia să plecăm, că trebuia să rămânem lângă părinți. Și oarecum îngrijorarea asta venea în fiecare zi. Mă trezeam cu teama asta în fiecare zi. Iar soțul meu, mi-aduc aminte când ne-am căsătorit, a zis așa: știi că scrie în Biblie că omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de soțul ei sau de bărbat și vor fi un singur trup. Și zic, oare el gândește ce îngrijorare am eu de tot îmi spune lucrul ăsta? Și mi-l tot spunea. Și eu mă bucuram că mă întărea, pentru că știam că este voia tatălui să fiu cu soțul meu și să fim acolo Maiorca și să ne facem un viitor. Dar în același timp aveam în fiecare zi acea viziune că mama iasă de pe poartă și se duce să-și cumpere ceva de la magazin. Și în timp ce traversează strada, vine o mașină așa. Și practic încercam să iau decizii să-l fac pe soțul meu să creadă că de fapt e mai bine să mergem în România, să stăm lângă părinți, că le va fi mai bine. Aveam în fiecare zi chestia asta că dacă vom fi aproape de ei, nu va mai lovi mașina pe mama și nu va mai păți nimic. Dar căsnicia noastră era afectată de teama asta a mea. Și
De când am căsătorit, am început să îl cunosc mai bine pe Dumnezeu. Deci pot să zic că soțul meu are o mare, aport, mulțumesc, în creșterea mea, în cunoașterea mea a lui Dumnezeu. Și am început să citesc Geneza. Și acolo scrie așa, că pentru că eu, pentru că femeia a fost făcută din coasta lui Adam, înseamnă că este cu adevărat locul meu lângă soțul meu, pentru că eu sunt făcută practic din el, dar doar din el. El este soțul meu și facem un singur trup și este voia lui Dumnezeu să fim împreună. Și părinții mei vor fi protejați, pentru că scrie în Biblie că aruncați asupra mea îngrijorările voastre, că el este bun și se va ocupa de îngrijorările mele. Și de în ziua aceea am aruncat asupra lui Iisus îngrijorarea mea. Iar din momentul acela binecuvântarea a venit peste noi. Adică deciziile noastre sunt luate în Dumnezeu, în Iisus Hristos, fără să ne gândim cumva că ar afecta pe cineva sau cineva ar fi rănit. Pentru că Dumnezeu se îngrijește de ceilalți. Deci, glorie Tatălui că El se îngrijește de toți și de familiile noastre și de îngrijorările noastre și în El avem totul. Amin. Da. În seara asta o să vă vorbesc despre una dintre cea mai mare frica mea, să zic, printre cele mai mari frici ale mele, că am avut mai multe, o fost, că nu mai există deloc, a fost frica de boală, frica de boli și de boală. Venea diavolul la mintea mea, deja și vedeam, zicea, dacă mă dreau țin inima, ziceam, e gata, preinfarctul la ușă, zic, la 3, îți pa. Orice chestie, din două în două luni eram la medic, analize peste analize, tot timpul eram obsedat de să merg să-mi fac analize tot timpul la zi și nevastă mea aici și știe, non-stop, eram tot la analize, tot timpul. Și când o vin de liberarea, a fost așa, cum să zic eu, a fost dintr-o dată. Tot și a fost totală. De 2 ani, cred că și ceva, n-am mai făcut niciun fel de analiză, nimic. Și, cum să zic, a fost una dintre fricile mele foarte, foarte mari. Și Dumnezeu a luat-o. Am înțeles că Iisus a luat absolut toate boile noastre pe cruce și toate blestemele și toate problemele noastre au fost luate atunci și sângele Lui a rezolvat absolut tot. Și de atunci absolut nicio problemă nu mai am legată de boli. Cam asta am vrut să zic. Amin. Hello. Acum câteva luni, când am avut accidentul de mașină, m-a lovit cineva în partea mea care a mers pe roșu și singurul lucru care am avut a fost că m-am lovit cu capul de airbag. Și când a venit ambulanța, m-a întrebat dacă vreau să mă duc la spital și am zis că nu, că sunt ok. So, în seara aia m-am dus la culcare și în mijlocul nopții m-am trezit așa foarte brusc, cu o frică foarte mare. Și corpul meu a început să tremure foarte tare din cauza fricii. Și toate gândurile astea mi-au venit că dacă am hemoragie la cap sau o să paralizez, pentru că nu m-am dus la doctor să văd dacă am ceva. Și versetul care mi-a venit în minte a fost din 2 Timotei 1:7, unde spune că El nu ne-a dat un spirit de frică, dar unul de dragoste, putere și înțelepciune. Și am meditat foarte mult la cuvintele alea și a plecat. Frica n-a mai fost deloc în mine și da, so,
M-am dus a doua zi la doctor și totul era bine. So, cuvântul este adevărat și viu. Hello? Ați fost vreodată dezamăgiți? Toată lumea? Una dintre temerile mele pe o perioadă foarte lungă din viața mea a fost teama de a fi dezamăgit. Și parcă tot mie mi se întâmpla. Toată lumea pe mine mă dezamăgea. Și era o duminică și, bineînțeles, cineva m-a dezamăgit. Și am mers la biserică, bineînțeles, cu inima cât un purec. Nu puteam să-mi revin din dezamăgire. Și am mers la biserica asta să au făcut închinarea. Mă rog, eu de când sunt în liceu am avut vedenii. Asta și în România. Și în timp ce noi îl lăudam pe Domnul acolo la biserica aia, eu mi-am închis ochii și i-am spus Domnului, eu nu mai vreau să fiu dezamăgită. Parcă așa de ușor mă dezamăgesc. Și acum era grupa de laudă și închinare în față, eu mi-am închis ochii și dintr-o dată, din spatele la unul care cânta la chitară, Iisus, adevărat, pur și simplu, din spatele lui, face un pas așa și se uită la mine. Eu undeva stăteam, chiar undeva pe margine, jos, nu la balcon, și eu așa cu ochii închiși, mă uitam la el și m-am gândit, wow, oamenii ăștia își realizează că Iisus stă chiar în spatele la băiatul ăla. Asta a fost acum 3-4 ani. Și de acolo, pur și simplu, iese așa de printre ei, se duce exact la scări, exact unde erau scările, coboară de acolo și ca și cum se uita după mine. Și eu m-am gândit, wow, chiar mă caută pe mine? Iasă de acolo și se îndrepta chiar spre rândul pe care stăteam eu. Mă rog, eu eram în picioare, toți erau în picioare și vine la mine. Deci vă zic, a fost atât de real. Ca și cum o persoană pe care o privești în ochi vine la tine și se uită în ochii mei și zice, vreau să te îmbrățișez. Mă rog, eu plângeam și multe emoții și m-am îmbrățișat cu o îmbrățișare atât de caldă. Nici îmbrățișarea la soțul meu nu e atât de caldă. Și după aceea fața mea mi-a în pălmile lui și zice, tu înțelegi cât de mult te iubesc eu. Și a fost atât de... Dintr-o dată toată dezamăgirea asta a fost așa, puf! Toată teama mea de... Parcă de oameni. Că nu mă încearcă să te dezamăgească. Pur și simplu a dispărut. Și dragostea lui pe care mi-a zis-o în momentul ăla a fost atât de reală. Pur și simplu, în momentul ăla am înțeles, dragostea acoperă totul. Dragostea este lucru care acoperă orice dezamăgire, orice teamă, orice experiență care ai avut-o. Dragostea este absolută și este produsul final, exact cum vorbeam mai devreme. Și Iisus este dragostea adevărată și dacă vrei să cauți scăpare sau dacă vrei să ieși din frică, aleargă la El. Dumnezeu, Iisus, este sursa dragostei adevărate și în prezența Lui absolut tot cade. Cade la genunchi, în genunchi și îl slăvește pe El. Experiența mea, eu pot să vă explic într-un milion de cuvinte, tot nu o să puteți să o vedeți cum am văzut-o eu, dar rămâne reală, pentru că mi s-a întâmplat mie și Iisus e același pe care ne iubește pe toți în mod egal. So, amin. Amen. O experiență în care eu am avut, a fost foarte multă, era în timpul Revoluției în România
Și aveam vreo 6 ani la momentul ăla și era chiar după ce s-a gătat revoluția, parcă cam așa era timpul, în care se furau copiii. Și mama a auzit undeva pe radio că să am grijă când mă duc afară, că s-a auzit că se fură copiii. Și să... Dar nu m-a ținut în casă, a zis, du-te și joacă-te, dar ai grijă că am auzit lucrul acesta. Eu ca copil nu am prea băgat în seamă în mare ce a zis, poate cine știe unde se întâmplă lucrul acela. Dar am auzit cuvintele care mi le-a zis și chiar în ziua aia sau următoarea zi, știam că m-am dus afară, m-am dus în spate la un bloc, acolo în vecin, avea hinte din alea unde te topogan, ceva așa, și mă dădeam pe hintă cu prietena mea. Și dintr-o dată văd un soldaș cu pușca așa pe el și ne urmărea, ne pândea. Eram doar eu și ea acolo și amândouă aveam 6 ani și eram doar noi două și... am văzut cum ne pândește și i-am zis la prietena mea că ăsta ne pândește și vrea să ne fure. Și dintr-o dată am simțit frica aia în mine care mama mi-a spus-o. Dintr-o dată. Dar stătând pe hintă știam că nu era nici o scăpare în mijlocul nostru, că nu puteam să fugim nicăieri. Eram în spate la bloc și doar eram... Nu era ieșire de acolo. Și soldașul acolo cu pușca... Orice mișcare ne prindea, ne pușca, cine știe ce. S-a venit o frică peste mine și dintr-o dată aud vocea lui Dumnezeu care zice să strig tată. Well, m-am gândit că eu nu am tată, că tata meu nu e aici, nici nu stăteam la blocul ăla. Așa, dar au zis strigă tată. Și dintr-o dată am strigat, tată, tată, hai la balcon, tată, hai la balcon. So, Dumnezeu mi-a spus să-l chem pe tată, să vină afară la balcon, să se uite, ca să-i trag atenția ca cum tata meu ar fi în balcon și să vin acolo și să se uite. Și nu m-am oprit, am tot strigat în continuu, dar tată, uite, uite. Și dintr-o dată văd cum soldașul s-a întors, s-a uitat și după aia el o luat la fugă pentru că tot insistam pentru tata să iasă afară la balcon și să ne vadă. De acolo nu ne mișcam și îl chemam pe tata. Precis, soldatul acela s-a gândit, dacă chiar nu vine taică, să vine cineva să... și el o luat la fugă. Atunci Dumnezeu și-a arătat puterea pentru că frica nu are loc în noi, că el deja a biruit totul, n-are loc pentru frică, că El ne îngrijește și ne arată scăpare în toate lucrurile. Amin. Hai. Eu vreau să vă spun ceva practic legat de partea financiară. Eu aveam o teamă că, ok, am banii ăștia și... Acum am cheltuielile astea și după aceea o să-i dau și nu o să mai am bani să mai îmi plătesc toate resturile de cheltuieli. Dar am zis, stai puțin, eu sunt fiică de Dumnezeu, Dumnezeu e tatăl meu, n-am de ce să-mi fie frică. Și am decis ca să dau frica asta în mâna lui și am zis, Doamne, eu sunt fiica ta și eu știu că tu te îngrijești de nevoile păsărilor de pe cer, te îngrijești de animale, te îngrijești de toată lumea, cu atât mai mult eu, că sunt fiica ta, te îngrijești de mine. Și când am dat Domnului frica asta, pentru că era o teamă și o frică că, ok, cum o să mă descurc mâine, cum o să mă descurc în următoarea săptămână, când mi-am dat această teamă Domnului, a fost așa de interesant că am zis, Doamne, pur și simplu nu mă mai interesează, ți dau. Pentru ce nevoie era atunci, am zis, gata, ți dau. Am zis, știu că tu te vei îngriji de mine. Și am ales în locul fricii să am credință în Dumnezeu, că El se va îngriji de nevoile mele. Și chiar nu m-a mai interesat dacă rămân cu un dolar în buzunar sau nu rămân cu nimica. Dar ce a fost interesant, că totdeauna când ajungeam aproape de limită sau nu ajungeam acolo, Dumnezeu îmi dădea. Și chiar dacă îmi dădea bani, mi-o dat sau bani sau alte chestii de care eu aveam nevoie, tot timpul sunt îngrijit. Deci nu a fost odată să nu se îngrijească de nevoile mele. So,
Nu vă îngrijorați că chiar dacă se termină banii, la Dumnezeu nu se termină. Chiar dacă se termină mâncarea, la Dumnezeu nu se termină. Totul e în mâna Lui. Dacă El se îngrijește de păstări, se îngrijește de noi, cu atât mai mult pentru că suntem fiii Lui. Și vreau să rămâneți în credința asta, că El are toate nevoile în mâna Lui și se îngrijește de voi. Cum nu se poate îngriji nimeni de pe fața pământului. Pentru că El este Tatăl tău și te iubește nespus de mult. Fii binecuvântat! Frica este un teritoriu în care teritoriul dușmanului și vine prin necredință, prin îndoială, prin deznădejde. Felul cum vine în noi este prin simțiri, prin nu mă simt bine, am o durere de cap, de corp, nu știu ce o să fac, nu știu ce se întâmplă cu copiii mei, nu știu ce se întâmplă cu serviciul meu, nu știu dacă am bani pentru ca să plătesc, nu știu. Totul este, nu știu ce o să fie. Deci este ca o credință negativă. Este ca un teritoriu negativ în care ne aduce. Și ne aduce foarte bine de multe ori. Pentru de-aia este important să știm cuvântul lui Dumnezeu să fie una cu noi, că în momentul în care frica vine, noi nu putem să o biruim decât cu ce a spus Dumnezeu. A spus, poți să pleci. Dumnezeu a spus, nu putem să învingem frica ca să iei prin alte acțiuni, decât prin cuvântul, care este cuvântul lui Dumnezeu, este credință pozitivă care biruiește credința negativă a fricii. A fost o situație cu nepoțica mea care a trebuit să meargă la dentist, dar pentru că a fost foarte mică, ei nu știau ce să facă cu măselele ei. E foarte dificil la 2 ani ca să tratezi dinții și copiii sunt în frică. Ok. Fata mea a fost și a întrebat mai mulți dentiști ce ar trebui să facă, ce ar trebui să facă. Pentru 3 sau 4 luni. Sau fiecare dentist a avut o opinie. Până când ea a trebuit totuși să ia decizia ce va trebui să facă. În momentul în care ea a luat decizia și a vorbit din punctul ei de vedere ca mamă și ce este bine pentru copilul ei, dușmanul a atacat-o. Și vreau să vă spun că frica poate să-ți dovedească că are dreptate. Are atâtea hârtii semnate că are dreptate și că așa e și că uite, nu vezi? Așa te simți? Nu vezi? Uite, asta... Vezi ce ți-a venit în scrisoare? Este acolo. Sau nu poți să-mi spui că nu e adevărat. Și pentru că ea a avut curajul ca să își ceară dreptul ca să dea cel mai bun tratament pentru copil, dentistul i-a făcut o scrisoare și a spus că oh, nu, că tu nu trebuia să ții până acum copilul. Vai, cum ai ținut atâtea luni de zile? Ești o mamă iresponsabilă. Ce grijă ai tu de copil? Just. Ah, yeah. Și eu, când am ajuns la ei, ei au început să-mi spună, uite ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Eu am fost unul din martorul ei pentru tot cursul situației.
Și vreau să vă spun că ea când a început să spună, o, da, uite, vezi că acum am trimit oameni să vină, să vadă dacă e adevărat, vor să mă intervieze, să vezi ce vine, o, i-am dat numele tău pentru că tu ai grijă de copii, să m-a băgat și pe mine. Oh, vino, că știu cine sunt. Nu. Sau când am auzit, în casa ei am văzut, am simțit în atmosferă ca o peliculă, ca un nor de depresie, de frică, de îndoială. Ce o să facem? Vezi ce o să fie? Oh, să vezi că te sună! Ce? Și mă uit la ei prin norul ăla. Dar în mine a intervenit, ai spus, nu! Nu! Cum poți să-ți permiți? Tu nu știi că sunt copiii mei? Tu nu știi cine sunt eu? Tu nu poți să faci așa ceva. În primul rând este minciună, în primul rând n-ai niciun drept, toate hârtiile n-au nicio putere. Și până în ziua de azi n-am primit niciun telefon, cazul s-a închis chiar în momentul respectiv. Ei așteptau, oh, vezi ce zice, nu te-a sunat. Eu v-am spus, ce declari schimbă viața cuiva? Ce declari dă viață sau moarte? Ce declari tu ești ca un stâlp? Tot ce vine nu te poate distruge pentru că tu ești una cu el. Vino, 1000 cadouri, vin săgețele, trec. Moarte, unde este boldul tău? Sau nu, totdeauna să știți cine sunteți. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să te izbăbească de frică. Pentru că frica, ori deja, a pierdut puterea prin înviere. Învierea lui Iisus. Fiți binecuvântați. I'm not afraid. Interesant, vorbind de frică, frica are o putere creativă. Țineți minte când Iov spune de ce mă temeam, aia mi se întâmpla. Interesant, așa e? Vreți să știți de unde vin cele mai multe probleme? Exact de acolo. Diavolul n-are știință completă, dar îți creează problemele trimitându-ți frica întâi. Cancerul vine prin frică de cancer. Puteți să vorbiți asta cu toți. Frica de cancer vine după aceea simptomul și pe aia boala. Deci puterea vrășmașului este prin este o putere în care creează lucruri în domeniul în care el este stăpân sau are trecere, nu? Domeniul de moarte, domeniul de întuneric, este, acolo este el, da? Și creează în domeniul acesta. Dar noi nu suntem de pe terenul acesta. Din cauza asta, când vezi lucrul ăsta, spui, nu este pentru mine, nu este pentru trupul meu, nu este pentru familia mea, nu este pentru lucrul meu, nu este. De ce? Aparțin la un alt nivel, aparțin la un alt domeniu. Am fost strămutat din domeniu unde frica avea putere de creație. În domeniu unde credința creează. Credința aduce și păstrează sănătatea.
Foarte important. Din păcate este multă confuzie și în trupul lui Hristos, pentru că de multe ori sunt cuvinte de prorocie, sunt cuvinte interpretate din Vechiul Testament, eu știu cum oamenii le iau și vă gândiți, mă, de unde a știut prorocul ăla că a zis că a văzut steagul ăla negru și că a văzut că nu știu ce vine peste tine și în două luni a murit? Deci, mă, de unde a avut puterea asta? Pentru că omul a crezut exact și frica a creat boala. Nu, Dumnezeu meu, nu l-a omorât pe ăla. Dumnezeu pe care noi propăduim nu dă în două luni și îl bagă la viermi. Este o lucrare în domeniul întunericului. Și sunt mulți pentru că au acest iz de putere, suntem puternici, dacă eu încep și vorbesc și mă crez, să vezi ce dezastre aduc peste tine, sunt oameni care folosesc această putere. Biblia o numește vrăjitorie. Și vorbim împotriva ei. Și vorbim împotriva oricăror cuvinte care ți-au adus frică, care au vorbit lucruri în tine, în familia ta, în mintea ta și le spunem chiar acum, n-aveți putere. Ieșiți afară din sufletele, din mintea și din memoria oamenilor. Le condamnăm, le aruncăm pe cruce. Moartea lui Hristos a omorât puterea morții. Prin moarte a nimicit puterea morții. Și frica n-are niciun drept în viața ta. Astăzi primește cuvântul de credință care te liberează, care face în tine un viitor și o nădejde și încetează să mai crezi orice altceva. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Amin. Predica mea scurtă începe acum. Destul de scurt, nu? That was good? Ok. a trebuit să spun asta pentru că vedeți că am multă energie în a veni împotriva la lucrurile astea, pentru că atunci când văd ce a făcut vrășmașul și puterea prociei false și a cuvintelor interpretate greșit în trupul lui Hristos, și cum sunt accidente peste accidente și boli peste boli și cancere peste cancere și felul cum oamenii nu știu, îl dau vina pe Dumnezeu, ce are Dumnezeu, dar ce mi-a luat pe mama la 5 copii, de ce este așa mare confuzie peste trupul lui Hristos. Și nu poți să ieși din confuzia asta decât dacă te întorci înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, la adevărul lui Dumnezeu. Cum spunea despre Ilie cu furtuna aia, Domnul nu era în furtuna aia. Nu, Domnul n-a fost în omorârea la mama aia de 5 copii. Păi nu știm ce vrea Domnul să facă. Domnul n-a fost în furtună, Domnul n-a fost în cutremur. Susurul blând a venit la sfârșit. Nu știu ce ai ascultat, la ce voce ai ascultat, dar nu te lăsa până în auzi susurul blând, pentru că o să spună, iată, eu sunt cu tine. Și vreau viață pentru tine și nu moarte. E interesant că o să vorbim despre, am vorbit despre chei, cheile care deschid, nimeni nu poate să închidă, cheile care închid și nimeni nu poate să deschidă. Am vorbit despre cele două chei și acum vrem să vorbim despre biruitori. Interesant. Apocalipsa 12 cu 11 spune, ei l-au biruit prin sângele mielului, cuvântul mărturisirii lor și nu și-a iubit viața chiar până la moarte. Întrebare! Dacă noi ne-am născut din Dumnezeu, dacă noi am avut autoritate înainte de orice creație, la cine mai trebuie biruință? Interesant. Spune că am fost în El mai înainte de întemeierea lumii, nu? Dacă noi am fost în El înainte de întemeierea lumii, deja avem totul rezolvat. Deja nu avem dușmani. Ce rost are să vorbim despre biruință? E o întrebare bună.
Să vedem dacă avem răspunsuri la fel de bune. Exemple de biruitori. Am luat câteva exemple care mi s-au părut neobișnuite. Abel a adus o jertfă mai bună prin care încă vorbește. Ce spun acolo? Cum adică vorbește? Acum mii de ani s-a întâmplat, nu? Cum adică mai vorbește prin jertfa asta? O jertfă care încă mai vorbește. Și prin ea vorbește el încă, Evrei 11:4, măcar că este mort. Interesant. Biruința este mai mult decât moartea și mai mult decât viața. Avram a adus jertfă pe singurul lui fiu promis de Domnul. Biruința lui Avram n-a fost neapărat când a crezut pentru Isaac, pentru că atunci când a crezut a primit neprihănirea. Biruința lui este când a luat pe singurul fiu și sămânța promisă de Dumnezeu sau să-l omoare. Interesant. Nu chiar o biruință normală, cum înțelegem. Mi-a promis Dumnezeu, cred, am biruit. Pot să iau după aceea ceea ce El mi-a promis și să semăn? Biruința este mai mult decât a experimenta un cuvânt, a trăi prin credință. Este mai mult decât atât. Moise a sărbătorit Paștele și stropirea cu sânge. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Interesant, biruința lui Moise a fost văzând, sărbătorind un sfârșit de la început și sărbătorind un început după sfârșit. Pentru că sângele ăla deja e vărsat. Cumva toți întâi născuți muriseră. Dovadă era sânge. Interesant. Prin credință a pus sângele la întâi născuți pe ușiori. Pentru că ceea ce mielul făcea era să fie una cu moartea fiilor. Nu vă gândiți că fiii întâi născuți n-au murit? Au murit în miel. Au plătit în miel. A pus acolo sângele întâilor lui născut, right? Acolo pe ala. Prin credință. Interesantă a vedea lucrul ăsta cumva a venit dintr-un lucru împlinit deja. Mi s-a părut una dintre cele mai interesante dovezi de biruitor. Ce s-a întâmplat cu Pavel? Spune, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, 2 Timotei 4:6, și clipa plecării mele este aproape. Filipeni 2:17, și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Cum adică? Ce e aia? Jertfă de băutură. Interesant, 2 Samuel 23 vorbește despre vitejul lui David. Noi am luat biruința ce au făcut vitejii. De fapt, adevărata biruință ce a făcut David. Interesant. Puțin diferit. Un aspect puțin diferit. Da? Pentru că ceea ce au făcut vitejii au făcut un act de eroism, de credință extraordinară. S-au dus acolo, în ciuda la toți dușmanii, au adus apa și au zis, uite, am făcut asta pentru tine. Și David a luat apa lor și a vărsat înaintea Domnului. Și a zis, nu vreau să beau eu sângele oamenilor astea. Pentru foarte mulți oameni, ceea ce femeia a făcut când a rupt, a spart vasul de alabastru, a fost o risipă.
Pentru foarte mulți, ceea ce se întâmplă în viața ta, atunci când ai posibilitatea să sărbătorești victoria și o tori înaintea Domnului, este foarte nepotrivit, nemai auzit. Cum adică? Ai muncit toată viața pentru ca să ajungi în punctul ăsta, ca să-ți faci un nume, ca să fii apostolul Pavel, în sfârșit. Și vergi toată apa înaintea Domnului. Și mori un neînsemnat într-o temniță în Roma. Putea să zică, Doamne, măcar să am și eu o biserică frumoasă care să mă recunoască și să mă mormânteze. Nu păgânii aia de romani să mă ducă la groapă. Sunt gata să fiu turnat ca o jarfă de băutură. Poate voi vedeți o risipă. Poate voi vă gândiți, mă, dacă îl mai aduceam pe Pavel puțin să mai fie, pe la Corinten, pe la, să-l mai ținem puțin în viață, să-l mai prețuim puțin. Și Domnul zice, am un act de biruință pentru tine. Vedeți, Dumnezeu nu gândește cum gândim noi. Și știu că asta este puțin, nu este chiar clasa numărul 1, poate este pe la 11-12, da? Dar e ok, toți absolvim liceul după asta, bine? Poate nu este ceva care v-ați gândit sau v-ați așteptat, pentru că noi toți credem acum și pornim în lucrarea aceasta credinței. Dar aș vrea ca Duhul Sfânt să planteze asta în noi. Ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Dumnezeu nu are chiar dușmani, nu se luptă, nu e o luptă egală. Dumnezeu nu se scoală dimineața, se gândește, trebuie să mă duc să-i dau lui Satana vreo două în cap. Vă dați seama că este absolut într-o pace, o fericire, o viață complet biruitoare. Nici n-a știut înfrângere. Ce s-a întâmplat? Apocalipsa 5, apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaun de domnie o carte scrisă pe dinăuntru, pe din afară, pecetluită cu 7 peceți și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, cine este? Nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care se poate deschide cartea, nici să se uite în ea. Vă întreb, oare vrednicia celor din cer, pe pământ, sub pământ, era legată de faptul că făcuseră ceva rău? Vreți să spuneți că toți îngerii tocmai păcătuiseră dimineața aia și nu erau vrednici? Tatăl? Tatăl? Nimeni nu era vrednic. Definiția vredniciei, din cum vedem noi și auzim în religia creștină, a păcătosului, a păcatului, a nemernicului, care este numai venită din pomul cunoștinței, n-are nimic de a face cu cerul. Absolut nimic de a face cu cerul. Nici măcar nu e o memorie. Îți spun, dacă tu ajungi în cer și te duci acolo, uite-mă, păcătosul de mine, am venit și eu aici în cer, oamenii să zică, poți să traduci? Ce vrei să zici? Nu pricepem asta, ce aia? Dă-ne un alt cuvânt. Nimeni nu era vrednic să deschidă. Am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea, să uite în ea și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit! Mielul a biruit! Îngerii, arhanghelii, absolut în autoritate, serafimii, cele patru făpturi din jurul...
Nu tocmai erau păcătoși, tocmai s-au găsit ei că nu-s vrednici. Nu! Dar e ceva cu mielul. E ceva care s-a dat mielul lui. Care nicio altă făptură n-a experimentat. I s-a dat să biruiască. Când noi suntem chemați la biruință, nu suntem chemați ca să credem un cuvânt, ca să biruim frica prin credință. Suntem chemați la mult mai mult decât atât. Suntem chemați într-un loc unde nu mai este amintirea fricii. Când noi vorbim de înfiere, vorbim de niște făpturi care s-au născut într-o autoritate de plină. Absolut de plină. Mielul, totul a fost creat pentru el, prin el. Vă dați seama? Nu era nimic care să înceapă să existe în mintea lui Dumnezeu decât prin el. Și la un moment dat a fost junghiat. Asta e biruința. Asta e biruința. A fost junghiat, deși avea absolut totul. Și totul era prin el și pentru el. A fost junghiat. Ceea ce Dumnezeu a făcut în Hristos este așa de extraordinar. Ceea ce El a pregătit pentru voi, pentru biserica lui Hristos, stâlpul temelia adevărului, plinătatea celui ce plinește totul în toți, este așa de mare. Dincolo de vindecări de boli, dincolo de împliniri și de victorii în războaie, dincolo de orice, biruitorii mei. Știi cum te prezintă Dumnezeu? Știi cum te prezintă Iisus Hristos, mielul la Tata? Zice, biruitorul meu, Mario, Cristina, Licia, ăștia-s biruitorii mei. Așa te prezintă El, Adina, yes. Biruitorii mei. Mergem repede prin asta. Încă mă gândesc la ceva scurt. Și de ce e important asta? Pentru că ne-am corupt mintea. An de zile învățăm greșit. Toate lucrurile le-am băgat în mintea noastră, le-am tot explicat, le-am tot vrut într-un mod greșit. Și Dumnezeul în care credem și ne încredem și la care ne rugăm este Dumnezeul unei cult, unei denominații. Este Dumnezeul pastorului, Dumnezeul unei, you know, sau fii dintr-o dată zic, nu suntem din voi, suntem poate printre voi, dar nu suntem de aici, noi suntem de sus, de sus. Ne-am început de acolo. Noi vedem cum vede Tata, noi înțelegem cu ochii Lui, vedem cu ochii Lui, credem așa cum El crede. Pentru că El și-a cumpărat un popor să fie al Lui. Al Lui. Biruitorii. Nu știu că poți să auzi asta, poate te gândești, mă... Eu stau cu lucrurile mai smerite și eu mai așa, Domnul se binecuvânteze. Dacă poți să auzi cuvântul de biruitor, vreau să știi că asta te va propulsa spre ceva așa de nou cu acest Dumnezeu nemaipomenit. Absolut biruitor prin tot ceea ce treci, cuvântul de biruință este al tău. Dumnezeu nu este niciodată surprins reacționând la acțiunea răului. El deja are soluția pregătită. Mielul a fost junghiat.
Crezi că a făcut un sfat când a căzut Adam și Eva? A făcut un sfat cu Duhul Sfânt și a zis, oh, man, a căzut Adam, ce mă fac? Și like, ok, am planul, cum zic oamenii, că planul de rezervă al lui Dumnezeu era Iisus. Pentru că primul plan a mers cu planul 2. Oh, man, parcă suntem la companie, nu? Avem planul 1, 2, 3 și facem, facem decizii despre ce vrem să facem noi cu cincinalul. Glumești? Vorbește același Dumnezeu? Absolut a știut totul. Absolut a pregătit totul. Absolut are tot ce trebuie. Când zice că va da totul, crede-mă, zice, exact totul. Absolut totul. Biruitorilor, tata va da totul. Tata va da totul. Trupul lui Hristos și sângele lui au fost pregătite înainte de creația lumii, când mielul a fost junghiat. Citiți în Evrei 10:5. Mi-ai pregătit un trup. Ah, ce minunat. Ai fost parte din el. Și când trupul ăla s-a dat și a murit pe cruce, și tu erai parte din cel care murea. De-aia spune că am fost răstigniți cu el. Eram parte din el. Oh, ce minunat ești, tată! Ce minunat! Ce planuri extraordinare ai! Am biruit pe diavolul înainte să mă lupt cu el. Interesant! Asta-i bună! Te-ai gândit vreodată să te duci în confruntarea asta cu frica și cu problemele, spunând, eu deja te-am biruit, acum 2000 de ani. Mai ții minte? Mai ții minte ce s-a întâmplat? Asta e realitatea lui Dumnezeu! Biruitorilor, poziția în Hristos, hotărâtă mai dinainte, ne dă deja autoritate, dar manifestarea sângelui și trupului Hristos creează biruitori. De ce spune Pavel, suntem mai mult decât biruitori? Pentru că am biruit odată când a murit Hristos și mai biruim odată acum când El trăiește în noi. El biruiește frica prin tine. Ești mai mult decât biruitor. El biruiește boala prin tine. Ești mai mult decât biruitor. E realitatea lui Dumnezeu. El se uită la și se bucură de toți biruitorii care biruiesc în fiecare zi. Noi biruim prin sângele mielului și prin cuvântul care mărturisește despre Duhul veșnic care se arată în lumea aceasta. Și un lucru care în 1 Ioan 5, 6 și cu 8 vă las să citiți asta despre mărturie. Psihe, viața sufletului, nu poate să manifeste viața veșnică a spiritului decât când e supusă, renunțată și transformată prin viața dumnezeiască. Numai așa noi biruim. Și de ce spunem? Renunță. Lasă. Tata, eu știu cum să fac lucrul ăsta. Lasă-l pe el. Este el care trăiește. Tot spunem, este Hristos în tine. Este Hristos care e soțul. Hristos. Deci de ce spunem asta? Tocmai pentru că în sufletul omenesc nu ai resurse de biruință. Știi de ce? Pentru că a fost biruit în Adam. Diavolul știe să aibă de-a face cu sufletul lui Adam. L-a biruit odată și știe exact cum să-l biruiască. Dar sufletul celui de-al doilea om e biruitor. Sufletul lui Iisus Hristos, sufletul celui de-al doilea om care s-a dus în pustie și a zis este scris, pentru că era parte din cuvânt, a biruit. Când spunem lasă, renunță, leapădă-te, este pentru că viața din Dumnezeu vine și formează în tine sufletul de biruitor, cel care zice și se face. Cel care, în mod normal, poate să creadă, poate să trăiască în biruință, poate să trăiască în sănătate, în mod normal, este în felul acesta.
sufletul celui de-al doilea om este un biruitor. Și el vrea să biruiască astăzi prin tine. Vreau numai să vă spun că... Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim așa de mult. Lăudăm numele Tău, Tată. O, glorie Ție, pentru că ne-ai născut din Tine. Ne-ai așezat în Hristos biruitorul. Și mulțumim că astăzi suntem mai mult decât biruitori prin acela care trăiește în noi, cel viu în vecii vecilor, cel înviat din mor ca să nu mai moară, printr-o viață nepieritoare. Mulțumim că umblăm în această biruință în fiecare zi, în numele minunat al lui Iisus Hristos. Îți mulțumesc că toți care aud, îți mulțumesc pentru acești biruitori care nu se dau înapoi, care nu le este teamă, pentru că deja au biruit, deja sunt în viața, din viața Ta, Doamne. Îți mulțumesc pentru fiecare din cei care aud, îți mulțumim de creșterea extraordinară care se întâmplă în noi, în cunoașterea Celui care ne-a chemat la această viață abundentă, cunoașterea Ta, Tată, așa cum Tu ești. Așa cum Fiul Tău este viața veșnică. Te lăudăm, Tată, și îți mulțumim. Vreau să spun că suntem în următoarele două duminici, duminica viitoare o să vorbim ceva despre Crăciun. Unii zic, mă, asta e numai religie și numai religie creștină și nu ne interesează religia. Vreau să vă spun că orice oportunitate care o colindă care vorbește despre Iisus Hristos, vizitează împrejurările și vecinii tăi, când numele lui Hristos se vorbește acolo. Ceea ce tu ca fiu trebuie să faci este să vorbești autoritate peste numele ăla. Că numele ăla e mai mare decât cei care cântă. Se mărturisește Iisus Hristos, spune, Doamne, toți care vorbesc și cântă și mărturisesc numele Iisus Hristos, lasă ca puterea aceasta să vină peste toată țara, peste toate împrejurările, peste toată vecinătatea unde trăiesc. Nu luăm ușor. Deci o să vedem asta, iar în două săptămâni o să vorbim ceva despre retrospectivă în anul 2015. Nemaipomenit ce a făcut Dumnezeu și creșterea care a dat-o, pentru că voi și noi am fost prinși de Domnul și nu mai ne lasă. Da? Nu văd altceva decât că ne-a luat și ne duce până când face ceea ce El vrea să facă și îl slăvim pe El. Deci vă vedem în curând. Slăvit să fie Domnul. Amin.